și coare să vază cu o vorbă mare. Vorbă mare și de seamănă așa îi a doua mamă. Frunză verde de ce coare să vază cu o vorbă mare. Vorbă mare și de seamănă așa îi a doua mamă. Când ai cu cine vorbi și cu cine te sfătui, la nana și ele. Doamna Tatiana, bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi, la această frumoasă aniversare, 39 de ani, avem pentru dumneavoastră o surpriză, desigur, cu un buchet frumos de trandafiri. Așa, un tort aniversar este la fel pentru dumneavoastră și o sticlă de șampanie până când o las eu aici. Tăcere! Vreau să vă întreb cum credeți, de la cine este surpriza? Nu știu. Să știți că avem și o felicitare, ca să vedem împreună din partea cui. De ziua ta venim cu cele mai frumoase gânduri și îți dorim sănătate și multe realizate. Steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta și a celor dragi sufletului tău. Dragostea și grija ce o dăruiești să-ți fie răsplătită din plin, cu multă căldură și împlinire sufletească. Când încă o petală din anii tăi frumoși s-a scuturat alene, vibrând armonios, privește cu mândrie, gândind neîncetat, la restul de petale ce nu s-au scuturat. Primește petala vârstei ca pe o binecuvântare, ea să-ți fie rod a bucuriei și a speranței. La mulți ani, cu drag din partea finilor, Sănătate, fericire, dragoste, stimă și respect. Să îndeplinească toate dorințele pe care ți le-am pus la Din nașul, unde? Vă mulțumim pentru tot ceea ce mi-ați făcut surpriza care nu m-am așteptat. Vă mulțumim mult din tot inima și tot sufletul. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Când am ani ca să trăiesc, cât aș vrea să-i mulțumesc. Nana și paharul.